începerea noului sezon m-am decis să mai fac încă un turneu de Fortnite pe Trovo, pentru că primul turneu de pe Trovo a plăcut extrem de mult, așa că m-am decis să facem unul și mai tare. Ca să înțelegeți, premiul este mult mai mare față de primul turneu. Mai exact, o să dăm 50 de euro, nu gifturi, nu skinuri, 50 de euro la oameni, bani pe care o să îi puteți să-i câștigați. Tot ce trebuie să faceți este să intri pe linkul din descriere, să-mi dai un follow la profilul meu de Trovo, iar duminica aceasta, mai exact pe 19 septembrie la ora 12 după amiaza, o să începem turneul de Fortnite pe Trovo. Linkul este în descriere și intrarea este total gratuită, unde o să puteți să câștigați 50 de euro. Așa că intrați, toată lumea poate să câștige, pentru că o să facem un punctaj special și dacă joci bine Fortnite și dacă nu joci bine Fortnite, tot o să ai o șansă să câștigi la acest turneu. Ne vedem duminică la turneu, linkul este în descriere. Salutare nășoilor, bine m-am regăsit la un nou episod. Ei bine, astăzi m-am reapucat de 5M. Nu vreau să mă lungesc cu această introducere, pentru că în acest episod avem o grămadă de acțiune, o grămadă de amuzament, deci pregătiți-vă și uitați-vă la tot episodul. Dar înainte vreau să fac o mică introducere. M-am reapucat de 5M, mai exact pe Division România Roleplay, așa că dacă vreți să vă jucați cu mine 5M împreună, pentru că foarte mulți dintre voi mi-aș cerut să mă reapuc de 5M, nu uitați, intrați pe server și vă aștept să jucăm împreună. Pur și simplu căutați Division România Roleplay pe 5M acolo și o să-l găsiți. Sunt destul de interesant îmbrăcat, pentru că v-am zis, avem o grămadă de momente super interesante cu multă acțiune și nu se putea să nu dăm și un jaf. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like la acest episod. Ar sta super mult pentru mine dacă am face peste 1000 de like-uri, ca să văd dacă mai vreți să mai ne jucăm 5M pe canal, să mai facem clipuri, să mai facem live-uri. Așa că toată lumea, dacă mă aude acum, să lase un like, iar eu o să vă las la episod. E un episod destul de lung, așa că uitați-vă, luați-vă popcornul, luați-vă mâncărica, pentru că cel mai probabil o să vi se facă foame, că durează ceva. Trebuie să fiu chelios imediat. 3, 2, 1 și devin chelios. Ia uite, mă. Bun, deci trebuie să ne chiriem o mașină în momentul de față. Stați așa. E? Mamă, ce mașină are băiatul ăsta, lăsăm în pace. 100.000 de euro. 500.000 de euro, 50.000 de euro. Luăm o bicicletă. Ok, bun, hai să vedem. Trebuie să ajungem la showroom. Unde e showroom-ul? Aici. Păi eu nu te mai văd. Băi, doamne, lasă-mă mă cu mașina ta. Băi, tu n-ai idee cât consumă aia. Te rupe la buzunar, asta nu consumă nimic. Ia uite, mamă, ce mașini șmecherea ăștia. Eu cu bicicleta. Ia uite, mamă. Dar n-ar fi mai bine să ne costumăm sau să ne luăm mai întâi mașină? Tu cum zici, cameronezul? Nu știu, aia mai întâi să ne îmbrăcăm. Bine, ia aici pe drumul ăsta din față, că te aștept aici. Mai bine închiriam o mașină, că cu bicicleta asta merg chiar că prea încet. Nu mai poți să pedalezi mai așa. Cum? A, tu ești la din spate? Din fața ta. What? E unul în spatele meu. A, ma, tatălui cu bicicletele pe serverul. Ala. Ok. Băi, super amuzat, mă, 5M. Era doar să vin aici. Apasă pe cap ca să mergi mai repede. Caps. Da, pe caps. Nu merge, mă, pe caps. Cine a apăsat pe caps? Nu merge. A, sau? Cine a apăsat pe caps? Nu. Bă, ce facem asta cu motocic? Ok. Păi, dar știi că noi mergem la showroom. Da, aici. Păi da, dar n-ai zis că mergem să ne îmbrăcăm? Păi ai spus să mergem și noi mai rapid. Vrei să mergem până să ne îmbrăcăm cu... Asta e poliția, mă, ce mașină șmecheră are poliția. Tocmai l-a lovit în... Ok, poliția română. Poliția română. Asta e viața. Poliția română. Așa se face. Mă băgați în fața mea. Cum mă bag în fața dumneavoastră? Păi am... Sunt biciclist. Asta v-am învățat la școala rutieră. Uite, dumneavoastră trebuia să fiți pe bordură. Nu e adevărat. Ba, nu e adevărat. Are voie să fie și pe carosabil. Pot să fiu și pe carosabil și trebuie să anticipați mișcările mele, că pot să fac stânga. Așa scrie în școala rutieră când faci chestionare. Ar trebui să dați din nou teoretic. E nu tu cine l-o bag. Examenul teoretic. Ia uite, vă. Hai, cum mai trebuie să ne scoatem bani. Așa, tu ești ăsta cu bicicleta noastră? Da. Mamă, merge de sus, al vreau eu. Vai, trebuie să ne scoatem bani de la bancă mai întâi. Ok, păi haide, dar nu ne îmbrăcăm mai întâi? Păi asta te întreb unde mergem acum mai întâi. Păi stai, că să ne... Hai, trage puțin pe dreapta. Trage puțin pe dreapta, stai așa. Unde s-a de îmbrăcat? Unde găsim unde s-a de îmbrăcat? Hai după mine. Bune, hai că vin după tine, că eu nu găsesc. Mamă, nu e bine ce facem, am tăiat linia continuă, ne-am dus de tot. Oh my god! Noi ca Adidas! Vezi că suntem top! Mie chiar îmi plac. Mamă, cum e ăsta, ce mișto arată! Gata. Ce, tu te-ai îmbrăcat, gata? Da, uite ăsta de aici. Care? Sus. Asta? Așa te-ai îmbrăcat? Doamne, mi s-au furat bicicletele.
Da, domnule, vă ducem noi, vă ducem noi. Avem program liber momentan. Oricum, duceți-vă la mașini polițiști, vă chemăm noi în caz de ceva. Da, da. Vedeți să nu vă fure și mașinile. Aaaa! Le-am zis-o! Ok, cam așa m-am îmbrăcat, nu prea se vede, mamă, câtă lume. Bă, ce faci, bă, bă? Hai că m-am înțeles! Ia spune, domne, ce vrei pentru noi? Sper că ai lucruri bune. Da, da, da. Bine. Ok. Ia spune-ne, care e situația? Da, da, o văd. Spune-mi, ce e în ea? Colegul. My God! Cât înseamnă asta, domne, că eu nu știu să citesc atâta? 10 milioane de euro? Dă și mie cu că uite, eu am mâncit. Bă, camerunesc, dar noi luăm deja bani. Nu, nu, eu nu folosim banii ăștia, nu-i folosim. Ne luăm o Dacie, eu vreau să ne luăm o Dacie la început, nu mă interesează. Eu nu vreau să mă urc direct în Mercedes sau în Lamborghini. Mulțumesc. Ne puteți duce până la un bancomat, vă rugăm? Da, da, da. Auziți, se pot cumpăra mașini și dacă avem banii pe card sau trebuie să-i scoatem cash? Doar cash, doar cash. Doar cash, bine, hai, duceți-ne și pe noi la un bancomat. Hai că e la mașină, e ok. Opa, opa, m-am urcat eu la mașină, doar... N-are nimic. Bă, asta mi-a mai dat încă 20.000. Bă, eu-i arunc bani, eu îi dau la cineva, n-am nevoie de alții bani. Lasă-mă. Nu e corect, măi, vreau să începem de zero. Ne începem, mergem, facem acolo. Nu mai avem, duceți-ne direct la showroom, vă rugăm. Da. Numai că... La câți bani avem, putem să ne luăm o Dacie cu 40 de mil. Ne-a luat poliția, trage pe dreapta, că ne-a luat poliția. N-ai voie să dai jos din mașină, Lasă-mă, pace, știu ce fac. Vezi că știe băiatul ce face. Bă, n-are voie să se dea. Știe băiatul. Așa. Strică pe culoarea roșie. Era verde. Hai să zice că era... Da, ai grijă că... Dacă vrei, mă pun în genunchi. Te pui în genunchi la mine, ai grijă, bossule, nu știu cu cine vorbești din orașul ăsta. Eu nu-l cunosc pe domnul, era un Uber. Te pun în genunchi, pe toți. Hai să fugim, hai să fugim. Vino! Vino pe aici! De ce mă urmărește, polițistul? Nu am făcut nimic, mă urmărește. Da, ridică mâinile. Domnul polițist, de ce trageți în mine? N-am făcut nimic! What? Hai, fugi! N-am făcut nimic! Stați pe loc! N-am făcut nimic, de ce mă luați pe mine? Păi fugiți când polițistul v-a tras pe dreapta? Lăsați-mă, am și eu dreptul la un cuvânt? În primul rând, nu conduceam. Și în al doilea rând, era de la Uber. Normal că dacă mi-a anulat comanda, trebuie să plec, nu să-mi caut alt Uber. Și pe colț aveam alt Uber. Mi-am dat comandă. Păi ce-i asta? Da. Mă luați pe sus, abuz de putere. Vă fac reclamație, să știți. Dacă nu mă lăsați în pace în momentul de față, vă fac reclamație. Am luat un Uber, l-a tras pe dreapta, nu este vina mea. Eu nu conduceam. Poliția. Bun, atunci vreau și eu să știu de ce. Polițiștilor, lasă-i în pace. Pentru că aveam pe dreapta următorul Uber. Și de ce nu v-ați oprit când m-am zis? Pentru că erați în spatele meu, nu v-am putut vedea, că n-am ochi și la spate, nu? Polițist, uitați-vă sus pe o clădire. Nu v-am auzit, aveam AirPods-urile în ureche. Uite-te frumos, uite-te frumos! Doamne, câtă lume e aici! Hai să plecăm, hai să plecăm! Eu zic, hai, fuge acolo, hai! Putem să plecăm? Gata, lăsați-l, bă, poți să pleci ăsta cu jacă roșie, bă! Fugiți! Hai repede! Uite capul meu! Ce se întâmplă, oameni buni? Oh my God! Intrați repede pe server, că e nebunie! Aveți serverul dreapta jos, Division România Roleplay, dacă vreți să intrați, să ne jucăm împreună, a început să plouă. Ce faci, mă, camerunezu? Mi-am luat umbrela. Nu, eu nu văd umbrela. De ce? Nu știu, mi-apare doar că ai ceva în mână. Mamă, ce mișto se vede pe ploaie modul ăsta, wow! Ok, bun, aici, de aici se cumpără, nu, mașini? De aici, uite, de aici, din, de la domnul, de aici. Ia. E pentru a intra, mașini, hai! Fii atent, mergi la Dacia. Cât costă, mă, o Dacia? 10 milioane? Păi e scumpă Dacia. Mamă, Ferrari, Lamborghini, Toyota Prius. Eu cred că-mi iau un... Mercedes Benz, 20 de milioane. Hai să luăm Mercedes. 200 de milioane, hă. Bă, da, mașini mai ieftine n-au și ei? A, uite, bă, da, Chevrolet, Alfa Romeo, Volkswagen. Vreau un Volkswagen Polo. Deci am putea să ne luăm un Volkswagen Polo, o Dacie. Volkswagen Polo cât e? Tot 10 milioane și la același preț. Hai, vino după mine, mă vezi? Am o Dacie gri. Da. Stai, de ce e cineva cu mine mașină? Aoleu, la ce? What? Se aude radio-ul? Cum oprezi radio-ul? Stai.
Așa. De pe Q. Așa, gata. Doamne, ce... mi se auzea radio. Stai la roșu, ca să nu ne ia poliția. Da, ce căutați cu el în mașină? Da, exact, ce căutați cu mine mașina? Am și o întrebare. Am vrut să vă întreb cât ați apologat. Doamne, s-a urcat cu mine mașină. E verde? E verde, e verde. Aole, s-a stricat aici aplicația pe telefon. Pă, unde ești, mă, cameronezul? Aici, la showroom. Doamne, vin la tine. Era obligatoriu înainte, m-am dus la dreapta. Ah, mersi, mersi. E clar. Pe dreapta aici, opa! De ce mă urmăre? Bă, toată lumea mă urmărește. Mă omoră poliția aici, nu mă omoră, gen... A dat în mine. Mulțumesc. Ok, fac dreapta aici. Mama, am parcat pe locul cu handicap, nu aici, stai. Unde ești, mă, cameronezul? Îs aici, la show, dacă aveți nevoie de mecanic, mă sunați, că-s cel mai bun. Bă, ce se întâmplă? Unde ești? Unde ești? Lăsați să vină poliția, că te ajut eu, stai, să ies. Uite acum am iau mașina. A, gata, gata, te văd, urcă la mine mașina. Lasă Dacia ta, urcă la mine. Aici stai, sunt. Stai că-s pe jos. Urcă, urcă. Hai, vino, trebuie să plecăm din nebunia asta, că nu se mai poate. Doamne, de ce stă poliția cu astea pornite? Mi-ai spus și... Doamne, fere. Nu, 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 că pe mine nu mai pot. Deci băiatul ăsta merită bani, efectiv, adică uitați-vă și voi la el, ce tocmai se întâmplă, îmi derapează roțile. Bă, vă rog frumos să-i facă cineva ceva lui ăsta. Hai, spune-ne acum, cameronezule, ce facem? Care următorul nostru plan în viața noastră? Vreau să depun CV-ul la o firmă de condus autobuze. Toată viața, de mic am vrut să conduc autobuzul. Ok, hai, pune pe waypoint. Pune pe GPS acum. Aici, unde ne angajăm, că ne trebuie și nouă bani. Uite, știi ce mașină avem. Mare Dacia, ești nebun la cap. Să pun bagaj. Uite, ai primit 300 de mii de dolari, că sunt șomaj. Ce, nu muncesc nimic și primesc 300 de mii de dolari? Mamă, ce frumos ar fi. M-am băgat în bagaj. Te-am luat. A, ia, poți să conduci cu mine în portbagaj? Ia, stai, hai, vezi. Stai. Suntem în portbagaj. Nici nu te poți vedea dacă ești în portbagaj sau nu. Pur și simplu se vede ăsta, spatele mașinii. Doamne, cum se vede? Ce viață minunată aici pe Division. Uite-l pe băiat. Du-te așa, fă stânga aici frumos. Și hai la secție, poate găsim ceva. Uite, avem un polițist la secție. Trage aici pe dreapta. Așa, bine. Bagă-o cu spatele, bravo. Ce faceți, domnule, tineri, să-mi port bagaj? Trebuia să rezolvi acolo stopul. Domnul polițist, aș dori și eu să primesc câteva informații despre niște joburi. Dacă hai, puteți... mine secție. Haideți în secție, că plouă cam rău și de-abia dacă vă aud. Așa, aș dori și eu să mă angajez și vreau să vă întreb... prietenului meu și mie, cam ce job știți așa că se câștigă? Sau știți vreun job unde ne-am putea angaja? Ați dori organizația, ați dori ce chestii? Nu, legale. Nu suntem cu necuratul. Gen ca poliția sau taxi de-astea? Cam ca taxi vreau. Taxi? Da. Vreau colegul taxi. Vă puteți duce acolo la primărie? Așa. Și colegul la primărie, la nu mai că s-a dat demisia doamna Georgiana. Nu mai poți. S-a dat demisia? Da. S-a dat demisia doamna Georgiana. A plecat doamna Georgiana. Atunci mă puteți conduce până la taxi? Haideți cu mine. Desigur că da. Veniți. Haideți. Merg cu domnul că are știe că dumneavoastră văd că nu sunteți abdatat cu Georgiana, cu astea. Nu pria. Cea mai proastă meserie este de jandarmerie. Aia zis-o. Suntem cu polițistul în mașină cu gaborul. Trebuie să stăm la roșu, la astea, nu? Ca la traseu. Ca la traseu. Aceasta e traseu când vreau să-mi iau permisul. Săriți în cap, domn polițist. Eu uite-l pe ăla, ce-a sărit? Bă, deci eu nu mai înțeleg. Pe unde trebuie să o luăm? Gata, asta e, șomer Uber. Gata, suntem Uber. Hai, așteptăm să primim telefoane, facem cu Dacia Golanu. Mergem să reparăm mașina undeva. Uite, aici avem pe stânga. Așa că nu putem să mergem cu mașina așa la muncă totuși. Adică, uite, știu. Da. Dacă le arătăm cum e mașina noastră, fug. Nu mai avem niciun client. 330 de lei, cam scump să ne... Mamă, spoiler. Putem să ne punem spoiler? Hai că da. Da, dacă... Uite, mi-a pus pe GPS. Da, dacă... gata și mie. Turbo tuning. Îi punem turbine la Logan. Mamă, și când a fost 25 milioane. Mai scumpe, mai scumpe decât mașina.
Ah, mai am 899. Divi. Sau nu știu ce se. Gata, dacă e că se duce. Băi, băi, băi. Ok, dar sper că se pun astea, știi? Adică sper că se pun. Bun, merge la prima noastră cursă. Dă ubărist, taximetrist, ce-om fi noi. Mamă, tu auzi cum s-aude acum? Auzi? Mamă, cum schimbă. Ai pus evacuare. Mamă, vezi că se duce golanul. Opa, opa. Mamă, îți trebuie și niște frâne la golanul ăsta. Păi, deci a costat mai mult turbo tuning-ul decât mașina. Mașina a fost 10 milioane și turbo tuning-ul a fost 25 de milioane. Asta zic. Dar uite cum pleacă acum de pe loc. Adică, mama, trebuie să și modificăm puțin. După cursa asta vreau să mergem să o și tunăm puțin. Nu-mi dai și mie niște bani? Câți bani mai ai? Mai am. Îmi dai și mie acolo vreo 20 de milioane și ți dau eu înapoi. Mi-dai pe datorie. Îți dau. Ia, aici e cineva. Iară tipul ăsta. Bună ziua. Uber. Da, bună ziua. Puteți să urcați în spate. La showroom. La showroom, bine. Da. Puneți pe GPS, vă rog. De cât timp sunteți în acest oraș? De ceva timp. Am înțeles. Cam cunoscut pe aici, prin oraș, printre polițiști. A, deci să înțeleg că am luat o vedetă. Domnul, vreți un cozonac? Cozonac, da. A făcut mama lui. Dacă vreți un cozonac, aici gen e Uber și mai primești și câteva bonusuri. Dar să ne dați și nouă 5 stele, dacă se poate. Da, e de la Extra. Uber Select. Uber Select, dar e de fapt Uber X, știi? Adică noi încercăm să fim cât mai de treabă cu toată lumea. Îi să aducem oamenii în liniște, să nu existe probleme. Acum, cât aveți bunăvoința, noi nu prea avem. Noi, orice, bă, facem Uber. Putea să fie și pe gratis, putea să nici ne plătiți dacă nu e nevoie. Ok, m-am dat. Ok, bine, mulțumesc frumos, la revedere. Doamne ajută. Mamă, ce se pună. Mi-a dat 5 milioane. Hai mă, că trebuie să tunăm puțin mașina, că dacă nu o tunăm, gen, trebuie să avem prestanță la Uber, înțelegi? Da. E Uber X, nu e mare chestie, dar prestanța tot trebuie să existe. Tu ai cozonacul lui mamaie sau lui maică ta? E cozonacul. Mamaie. A, lui bunica? Ok, deci avem cozonacul lui bunica. E bine, guys, avem cozonacul lui bunica și luăm lumea și servim cu cozonac, nu e otrăvit sau ceva, asta scalmi. Nu are intenție. Nu e munce, guy? Nu. Trageți pe dreapta, vă rog. Da, sigur, scuzați-mă. Tocmai eram la muncă, făceam Uber și am vrut să mă duc să... Dar tu vorbești, mă, țip la el? Colegul, nu mai țip așa. Bună ziua, Ștefan Orez de la Poliția Română, domnul. Ați văzut că ați trecut pe două semafoare de culoare roșie? Zic că ai trecut pe lângă ele. Am trecut pe lângă ele. Pe ele n-am cum. Nu, pe ați ele. Ați trecut pe lângă. Ați trecut pe culoarea roșie, domn. V-a pus capac. Da, și care sunt consecințele? Recunosc, am greșit și îmi pare rău. Ok. Uite colegul, ce ieftin e benzina aici, 4,69. Mamă, ieftin. Și mai ales că se băgi pe el. Dar ai făcut dacă e. Nu știu. Stai așa un pic că... Mai dați o dată, vă rog. Stai că mi l-o da mie. Nu știu dacă l-am făcut. Nici l-am făcut. E bun? E bun. Acest buletin este expirat. Aolo. A, colegul, păi acum ți-a luat mașina, că ai făcut 18 ani. Da, tocmai mi-am luat mașina, acum mi-am luat permisul și am făcut 18 ani și am luat din greșeală. Am luat din greșeală buletinul greșit, încerc să mă obișnuiesc încă cu cel nou și cel vechi, înțelegeți? Ok, o să trec. Permisul aveți? Da, nu? Vreau să nu ne să-mi prezentați. Permis auto am sau n-am? Nu ai! Nu am? Zic că ți-l-ai uitat acasă. Da? Nu știu cum să vă zic, dar și acesta este. Păi da, că l-aveam până de 16 ani și m-am obișnuit. Măcar pe asigurare la mașină aveți? Da, normal, asigurare. Vă arăt eu. Da, arată totul, scoate din torpedo de acolo. Ia, stați, ok, vă aștept. Măi, ne-a luat poliția, chat. Nu e bine. Doamnă, și aceasta este expirată. Cum e expirată? Hai, lasă-mă. Deja ne luați la mișto. Hai că ne luați la mișto că nu e expirată asta. Cred că trebuie să dați cu ochii, cred că expirații sunt ochii, nu... Domnul, dacă vreți, chem un polițist, dacă ziceți că eu nu... Ne trageți japcă! Vreți să chem un echipaj? Chemați un echipaj, că mie nu mi se pare normal ce se întâmplă, abuz de putere. Un coleg, vă rog frumos, aici, lângă tuning-ul, de lângă secție, vă rog frumos. Tocmai vreau și să-mi tunez mașina. Hai să mergem pe jos. Ce să fac, dacă ați trecut pe culoarea roșie... Doamne... Da, de unde știți? Că eram în spatele dumneavoastră.
Băi, și dumneavoastră să trec pe culoarea roșie, nu? Asta înseamnă că nu trebuie să vă luăm și noi primit, la roșie. Eu am primit, am pornit sirenele și am venit după dumneavoastră, da. Păi și noi, claxonam în timp ce treceam pe roșu. Da, dați-mi o amendă și rezolvăm. Păi domnul, cred că voi o direct la secție, n-ați amendă. Cât e amenda? Cât e amenda? Păi, amenda ar veni vreo 5 milioane și voi iau și la secție. O treceți pe caiet. Atunci trebuie să vă iau la secție dacă vă trec la caiet. Treceți la caiet și mersul la secție. Aia nu se bate, domnul, din păcate. Atunci treceți mersul la secție pe caiet și le dați amendă. Da, exact. Dacă vreți vă dau amenda, o să plătiți pe rate și vă duc la secție. Câte rate? 120 de rate, se poate? Domnul, dar nu câte așa, din câte știu, numai 5 rate maximă. Nici, măcar 64 de rate, se poate? Am card de ăsta, avantaj. Are card avantaj, mă! Dar văd că nu vine colegul. Revolut aveți? Vă dau banii pe Revolut. Bitcoin, da, prin Bitcoin. Haideți, domnul, că vă dau eu niște Bitcoin și rezolvăm, nu vreți? Da, domnul, dați-mi niște Bitcoin ca să plătiți amenda. Covinit ăsta așa. Nu mai colegul, s-a rezolvat. Nu, s-a rezolvat. Mă, a pus de putere. Asta s-a întâmplat. Cum ar fi? Deci, domnul zice că am verificat azi buletinul, permisul și verificat... Da, eu știu că procedura e să stau cu mâinile pe volan până polițistul mi da această comandă. Da, v-am dat eu înaintea lui. Păi, de unde știu cu cine vorbesc? Că nu v-ați prezentat. Colegul, nu te-ai prezentat. Am să mă prezint acum. Păi așa. Agent de la SRI. Așa, și? Forțele speciale. Ovidiu... Mi-a luat, ești... Am înțeles. Spuneți-mi ce trebuie să fac. Care este procedura? Dacă se poate să coboru. Da, sigur. Și eu. Nu, dumneavoastră puteți să. Dumneavoastră nu trebuie aparat. Atunci am fost să prind cu mașina. Cum se cheamă? O să fie cald înăuntru. Păi și ce s-a întâmplat aici? Dacă vreau atunci să coboare, puteți să coborâți, așa. E cald acolo. Ce s-a întâmplat? Colegul, i-am verificat buletinul, permisul și asigurarea la mașină, toate sunt expirate. Și mi-a zis să chem pe altcineva și mi-a zis că zic că ei mint sau așa. Depinde, eu... Păi da, colegul, dar eu a zis că mint, că așa, și a zis că chem un alt echipaj și mi-a zis nu, că... Nu, deci sunt de acord cu el la permis și la buletin. Da, și la mașină, la ăsta de mașină, nu e expirat. L-am făcut acum 3 luni. Ziceți lucru, păi, domnul, dacă a zis, dacă m-a zis că v-ați cumpărat mașina? Cheamă cineva de la poliție, că sunt de la forțe speciale. Păi i-am chemat la poliție, colegul. Dar ce ai luat apelul atunci? Că nu l-a luat nimeni, am așteptat și au zis ăla să mă duc eu. Bine, domnul, haideți că vă dau amendă. Mulțumesc! Vă rog frumos. Puteți, sunteți liberi, puteți să plecați dacă nu vine niciun coleg și așa. Dați-mi amendă, vă rog, și haideți să ne vedem. Că spun că aveți și voi copii acasă, nu puteam să ne pierdem acum toată ziua aici. Colegul tău are permis? Da. Păi atunci să conduceți dumneavoastră. Ok. Hai că am dat Hai că ai dacă e! Hai că ai permis dacă e ceva camerulesule! Bă, deci eu m-am îmbrăcat în loc să mă duc să-mi fac buletin, permis de-astea! Ce facem? Hai că poți să mă și o mașină! Așa, scoate și tu niște bani, dă și tu 20 de milioane la băiatul aici și ia-i să tu mașină. Băgăm, zi, vrei mată sau metalică? Vreau să faci verde. Mată sau metalică? Metalică, verde metalică. Asta? Asta, dar asta nu e metalică, e mată, e ok. A, nu, metalică ai zis, ok, stai. Da. Deci metalic verde, hai mă să vedem, metalic verde. Fii asta. Asta e yellow, nu. Pe aici. Asta ar fi. Da, asta? Asta zic, uite ce frumoasă e. Bine asta. Dați-o liniuță cu audio? La 3, da? 1, 2, 3, dă-i! Dai! Hai Logane, golane! Mamă, ne-a rupt, ești de bun, se duce audio ăla. L-am luat! What the, ce se văd tobele astea așa? Mamă, e clar. Aș dori să dau și o mașină în urmărire. Aveam un Logan aici și s-a furat. Ăla verde? A, tocmai vă fură cineva o mașină în spatele dumneavoastră. Tocmai se fură o mașină. Nu, e mașina lui. A, e mașina lui? Logan ăla verde? Da. Ok, să dau un urmări regenerală.
Urmărire generală local nu vede. Mașina ta? Și cu mașina mea. Poți să mă urc în mașina asta? Da, da, iau, iau că e a mea. Iau, iau, că e a lui. Dar cum închizi mașina? Cum închizi mașina? Mă știu capa, vehicle, un cuie de scuie. Aha, bine, bine. Ce pun roșie? Ia-o pe aia că e mai rapidă. Nu vreau, nu vreau. Lasă-mă, hai să nu pe aia rapid, că suntem în mașina de poliție. N-am eu, băi. Bine, hai că nu iau, iau pe aia de poliție. Iau, iau. Mamă. Lasă-o pe mine să conduc, te rog. Hai, colegul. Da, mă. E de-aia de la Dumnezeu. Mamă, mașina asta de la Logan la asta. Cum o fi? Da, dar eu vreau Loganul înapoi, dați-l în urmărire. L-am dat în urmărire, o să-l găsim. Bine, mulțumesc. Aștept să mă sunați. Dar știi că noi nu putem să facem Uber cu asta, nu? Ma. Noi nu putem face... Ma. Fii atent, ești gata? 3, 2, 1 și... Mamă, Andy Popescu! Andy Popescu 0-100! Ce mai băgată scaun? E 303, aveam 303 de kilometri pe oră. Bine, te-mi... Aolo, ne-am dus. Oh my god! Oh my god, ok. Doresc un Uber serios, o cursă lungă. Opa, vreau! Acest apel a fost preluat deja. Mamă, ce... De ăsta frontal. Bă, dar n-avem mă ce să facem cu mașina asta, că nu putem să facem bărc cu ea. Aolo, vai dă... Doamne, doamne. Hai puțin. V-am găsit Loganul, v-am găsit Loganul. Da? A! Mi-ați găsit Golanul? Da, v-am găsit Loganul ăla. Unde, unde? Hai, că merg după tine. Dai, 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 dai gaz, dai gaz. Oh my god, e Golanul. Nu pot să cred. În sfârșit o mașină bună, nu asta. Hai înapoi să facem Uber. Bună ziua, am o cursă la Uber. Dumneavoastră sunteți? Sigur, sigur. Da, bun. Haideți. În primul rând să fac cunoștință. Mă numesc Boris Bogdan, cum am scris și în apel, și aș dori o cursă mai lungă și pe care va fi pilotată în măsură, bineînțeles. Am înțeles. Aș dori să fac o vizită până la bunica, până la țară, dacă va ajunge timpul necesar să pot. Da, sigur. Ce? Sunt 24 din 7 pe zonă. Ok. Gata, a spus pe GPS. Da, am înțeles. Deci să înțeleg că o să ne cunoaște mai bine, ținând cont că avem o cursă destul de lungă. Probabil. Ia spune, sunteți din oraș de aici sau de unde sunteți? Păi sunt mai nou așa pe aici. A, de-abia v-ați mutat? Da, da. Am înțeles. Wow, apă, un cozonat vreți? Nu, mulțumesc, chiar n-am nevoie, am mâncat. Sper că vă place, confortul este unul mediocru aș putea spune, dar până mai strângem niște bănuți, doar cu atâta putem să... Mergem. Da, nicio problemă, vă înțeleg. Dar dacă vă duce din punctul A în punctul B, eu zic că e în regulă. Da, da. Orice mașină ar fi, dacă vă duce și e bună. Da, da. Astea nu știu care-i faza la ea, e ceva mai special, dar e stobele afară, foarte mult. Nu știu dacă observați și voi, dar se ieșite văd așa. Văd acolo, la oglindă, da, da. Da, da, sunt cam ieșite. Am zis și câți ani aveți? Am 20 de ani. 20 de ani? Am zis, da. Și cu ce vă ocupați? La Foodpanda. Ah, la Foodpanda lucrați și livrați mâncare? Da. Am înțeles, am înțeles. Păi și cu ce livrați mâncare? Cu bicicleta. Cu bicicleta? Ah, păi și vă lasă? Vă lasă? Da, da, da. Cu STB-ul. Ah, credeam că cu autobuzul se face Foodpanda asta. O sticlă de apă sau cozona vreți? Am întrebat-o altă. Cozona, cu o felie de cozona. Acum, acum. E de la bunica. E de la bunica, e rețetă specială, tocmai din Ardealia asta. E o felie de cozonac. E prea bun cozonac, că nu mai vorbiți deloc. Sunteți cu gura plină, non-stop. Mai respirați, mai respirați. Aolo, domnul, haideți că vreau să primești 5 stele, vă rog eu mult de tot. Da, nu prea mi-a plăcut cozonacul, țin să menționez, dar... E rețetă specială din Ardeal, cum să nu vă placă? Știi, domnule, și eu am fost în Ardeal, dar... Dar de ce nu vă place? Care e? Așa are afine, da, la el. Afine, mă? Eu ți-am zis, mă, eu i-am zis lui bunica ta să nu mai pună afine, dar tu n-ai vrut să mă asculti. Na, ce să facem? O trebuie acum să o sun pe mama e pe fix. Băi, eu zic să o sun și te-ai spus să modifice rețeta asta, că uite și tu primezi 4 stele din cauza ta. Și a bunică din. Ia uitați, ați ajuns aici la vegetație. Doamne, ce frumos. N-am fost pe aici prin zona asta. Da, mama e pe aici. Mamă, gen de pe la țară, pe aici, pe la periferie. E îngrijit aici, ia uitați. Da. Bă, aici merge să mergi cu căruța. Da. Hai, ce frumos e. Doamne, ce apus avem în spate. Aici, ia ziceți-mi unde vă las. Mai față. Uite, la casa aceea. La casa asta pe stânga? Da. Nu pot, că e linie continuă, dar vă las aici pe dreapta dacă e traversați dumneavoastră.
Bă, nu pe aici, că pe aici e loc nesemnalizat. Câți doriți să vă dau, domnul? Cât mai mulți. Cât mai mulți. Să fie, da, da. Dar ajută. Dacă nu vă supărați, cui dintre voi împărțiți? Sau... Domnului și împărțim. El e partea de cozonac, eu sunt partea de condus. Avem un business amândoi. Da. La negru, dar nu-i problemă. N-are nicio problemă. Nu primiți bon, să știți. Avolo. Nici factură. Vădă-mi că bunica mea are factură cu d-astea. Da, aveți garanție pe cozonac. Garanția e pe cozonac, da. Domnul, eu din banii pe care am o să vă dau 2000 de lei. Ok. Pentru că țin să menționez că mi-a plăcut foarte tare cursa și ar merge un upgrade la Dacia Logan ăsta. Da. Păi nici benzină nu-ți iei colegul de banii ăștia. Mama mea. Nici benzină, păi ce? Aolea, am ieșit în pierdere în cursa asta. Haideți să vă dau mai mult, că văd că sunteți pretențios. Păi chiar am ieșit în pierdere, Camerunezul, recunoaște. Știu! Că benzina e mai scumpă, pe rog și pe el. Paolo, zgricit-i domnul ăsta, colegul. Mamă, e bine, vă pup! 20 de milioane. Ai luat în plus acum? Am luat. Cât de cât pe plus suntem acum, e bine? Cât de cât, e ok, da. 20 de milioane. Da. Hai, îmi dai o apă de aia bună naturală și îți mai dau, hai. Acum. Da, 7 lei. 7 lei costă? 50. 7 lei 50. Oh my god, ce e aici? Și eu zic să plecăm. Mamă, tăi cum ai zis, Peker. Bună ziua. Am venit la petrecere. Mai e valabil la anunțul? Da. Parcați. Salut, hai, parcați aici. Parcați, am uitat acolo. Da, imediat. 2 secunde. Lasă să nu vă calc. Bun. Eu vreau să-mi cumpăr, uite, Mercedes-ul ăsta. Da, și eu îl vreau pe ăsta. Ce fain e. Dar e în două uși, din păcate, asta-i faza. Da, nu mă trebuie, vreau să-l iau. Mamă, nu să-l întreb câte-i. Stai că, auziți, al cui e Mercedes-ul ăsta din stânga mea? Care? Al unui șmecher. Auzi, nu? Și aia, cine e șmecherul ăla? Că v-ați zis cât costă un Mercedes ăsta? Păi e de la niște organizații. Nu pot, nu se poate cumpăra. Trebuie să intrați într-una. Mai trebuie să o luați altcumva. Ia ziceți cum? La negru. Luați de acolo, luați. Nu, trebuie să vă cumpărați ceva. Înțeleg. Nu înțeleg, dar mă rog. VIP. Gata, m-am prins. Ce trebuie să cumperi VIP ca să poți să iei mașina asta? Da, care șobolan în cap, uite. Bă, șmechere, pe bune. Este mișto rău. Luați-vă VIP, guys, să aveți așa mașini șmechere pe bune, adică mi se pare prea tare. Hai DJ-ul, că n-au nimic. Mamă, ce piese bagă ăștia, nebune rău. Deci la 3, ok? 1, 2, 3. Bă, hai, ce bă, mai repede, bă, ai furat strat. Ai tras pe data startul. Hai, că mă faci. Bună ziua, am primit o comandă de Uber aici, dacă se poate. Moș Crăciun. Ai urcă sus, moșu. Unde? Aici, în spate, la mine, la cozonaci. Nu prea. Sau așa. Ia ziceți unde mă duc. Aș vrea să mă duceți până la un magazin de la de ilegale. De ce? Nu ne ocupăm. Am auzit cuvântul cu I? Nu, ziceam informatică. Informatică. Bă, niște calculatoare, na. Da, sunt IT, programator, ceva? Da, programez jocuri. Fac jocul de la în browser. Browser? Da, browser. De la Dino T-Rex, de la. Da, ceva de genul. Flappy Fox. Foc și apă, de-astea, nu? Așa, uite aici, la amunațion, gen cu nații, cu fishing. Am înțeles. Da, eu doar mi-am făcut treaba, nu e problema mea unde v-am adus. Dar nu, stați liniștit, adică vă dau bani și plecați, adică nu avem... O apă vreți? Referește chestii. O apă vreți? Să mă recorești și eu, e rece sau? Natural. Naturală, din comuna Mihailei. Nu e rece? Nu e rece. Dar unde ați ținut-o? Dar nu e rece. În torpedo. Cred că am pierdut acolo. Nu cred. Am pierdut. Okay, hai că iau. Așa. Bă, gândeam dacă doriți să dăm un jef împreună. Loris. Nu ce să zic. Ideea e că noi nu prea avem arme. Da, dăm jef. Se rezolvă. Colegul, mai știi să tragi cu arma? Mai știu, n-am mai tras de mult, dar și când trăgeam, era masă. Nu e problemă că ai tras anul ăsta la sapă, dar e bine, hai că rămâne așa, e bine. Facem, ne băgăm, rezolvăm. Bună ziua, acesta este un jaf armat. Mâinile sus. În genunchi. Mâinile sus. În genunchi. Mâinile sus.
Genunchi. Hai, așa, mai repede. Mă apuc aici de saci. Bagă banii. Da, da, uite, uite, pe camera. Ce o să faceți cu mine? Nu e treaba ta ce să fac cu tine. Dacă vrei, îți dau acum un glonț în cap și am făcut ceva cu tine, e bine? Nu. Păi și atunci tași din gură. Păi ce mai e așa cu ce fac cu tine? Fac ce vreau eu. Agent Raul Ciocan aici, am văzut că ați dat șaf în desfășurare. Da, domnule. Ce vreau să, să vă mai întreb, cu cât sunteți în bancă? 4. Cu tocul static? Fără. Fără static, bun. Aveți un sniper ceva? Nu. Nu. Ok. Dar asta e toate de detaliile, nu poate să minte și el. Colegul din spate, cât sași mai ai? 2, colegul, mai avem 2. Ok. Bun. Mai are jumătate de sac și putem să plecăm. Pregătiți-vă de plecare. Bun. Desigur, vreți să stăm într-o parte anume sau? Nu. Doar vreau să stați doar... să lăsați doar armele jos. Domnul, fără arme nu se poate de autoapărare pentru binele nostru și... Cu pistolele. Desigur, o să stăm cu pistolele, da, se poate. Ok. Luați-vă pistolele. Vom avea armele pe colegul capul staticului dacă se întâmplă o greșeală până da. Ultimii bani. Și vă gata? Aici. Nu, acum ultimii bani. Hai mă că... Ultimii bani, coleg, ultimii bani. Hai muci. Stai. Ai muci pe capete, ești nebun. Ți-ai rupt spatele pentru banii ăștia. Și mi-am luat și masca asta și nu m-am văzut nimic cu masca asta. Dar cât înseamnă, mă întreb, banii ăștia de la am avut 15 de secunde. Și 5 de secunde și 5 saci. Hai. Am arma pe capătul. Așa, hai. Să se urmă ceva la volan. Urcați-vă într-o mașină, domn Norris. Hai, Norris, m-am urcat. Hai. Bun. Pa, la revedere. Oh! Mai ești? Nu stai aici. În mașină? Ești mașină? Nu, am plecat. What? Pe bine... Mine a dat... Oh my god! Oh my god! Bă, dar pe nu m-a luat nimeni, bă! E poliția! Tu mai ești încă acolo? Da! What? Sunt cu cineva mașină, n-am cum să vin să te iau. Și tu ai toți banii, nu? Da! Ca firmele cu prăști! E bine! Fă-o de bine. Poliție pe aici! Vezi că l-am uitat pe ăla cu banii! N-a urcat nicio mașină? Nu! Trebuie să te dai tu jos, că eu vreau banii. Ok, stai. Vezi că vin, cameronezul, vin la tine. Hai că-s pe autostradă. Sunt aici, unde ești? Îți mai față, mai față. Unde ești? Mașină? Unde? Claxonez. Uite. Jos, dați-l jos. Maaa. Stai din el. Cumule. Naaa, vă să cred, am vrut să te salvez. No! Am vrut să te salvez, mă. Dar de ce, bă, dar nu înțeleg, bă. Dar de ce au plecat ăia doi? Bă, dacă te urcai cu mine, scăpam, crede-mă, what? Păi da, dar s-a urcat ăla deja cu tine. What? Eu sunt... Bă, trage unul mine. Tu mai ești în viață? Da, sunt în viață, dar am scris pe Slash, mic, am leșinat. Fug, nu știu ce fac. Aaaa, nu mai înțeleg. Am 20 viață. Tu ești încă ești mort sau leșinat? Acum revin. Îți revii? Așa, da, să stai acolo. E cam pe roleplay ăsta, dar hai, urcă. Nu mă, că am scris că-mi leșinat. Unde ești? Uite aici. Nu te văd, urcă la mine. Acum mă ridic. Vino la mine. Urcă la mine. Așa, stai așa că trebuie să rulez, că... Aolo, mort în cadă. Hai, urcă, dai. Doamne. Hai aici, vă arăt eu locul de să împărțim banii, veniți. Nu avem nevoie de bani, îi păstrați dumneavoastră. Stați. Ai, păstrați noi pe toți? Da, stați puțin. Toți. Cameronezul vrea să ia numai toți banii de pe toți. Ar fi vrut să fie cel mai bogat om de pe planetă. Mulțumesc. Ok, nu știu exact cât înseamnă, dar mă rog, mulțumesc. 20 de milioane. Colegu, 20 de milioane, meleoane. Hai să luăm și banii. Hai, condu tu. Hai, spală banii și hai să-i luăm și pe aia. Mulțumim pentru jaf, pa. Gata, mă, cameroneză. Și, păi, și acum mergem, spălăm banii și mai luăm bani de acolo și gata. Și suntem milionari. Cred că
5.700.000 bani murdari. Ia-i mă tu pe toți. Hai, mergem să spălăm banii ăștia și închide și noi episodul. Trebuie să deschidem ăsta firmă, afacere. Aoleo. Nu cred că vrei să facem asta. Nu cred că vrei să facem asta. Camerunezule, murim. A, nu. What? Bine, mă. Dar eu când ți-am spus că deschid aripile. Gata, am găsit. Trebuie să ne deschidem afacere ca să spălăm banii. Pune aici. Trebuie să găsim un nume, nu, camerunezul? Da. Ce nume să ne punem? Gândaci SRL. Pune. Gândaci de bucătărie SRL. Sau ceva de genul, că văd că tu ești gândac. Sau nu știu ce ești tu, dar nu prea arăți prea frumos. Așa? Da, da, capital inițial. Stai, deci trebuie să punem 5 milioane. Cât am zis? 6 milioane, hai. 6 milioane pune. Ha. Și ei tu pe toți, dau cadou camerunezul. Mamă, am luat cadou. Cadou, să-mi zici când i-ai spărat și ți-ai luat banii. Gata? Da, mă, da, gata, gata, mamă. Am primit toți banii. Mamă, bine mă, camerunezule. Bă, ce episod nebun am făcut astăzi. Sper că v-a plăcut, sincer. Vă aștept și pe voi pe Division România Roleplay să ne jucăm împreună. Pentru că am făcut live pe Trovo și m-am jucat și cu abonații. Am făcut și pe taximetristul și pe ubăristul. Mi-am cumpărat și mașină. Ce am mai făcut? Am dat și jaful ăsta. A fost super amuzant. Deci vă aștept pe server să ne jucăm împreună. Vă aștept și pe Trovo să-mi dați un follow ca să știți când o să mă joc pe server. Și da, am fost alături de camerunezu. Camerunezu, ia uite-ți aici. Camerunezu gândacu. Și da, sper că vă place camera venit pe 5M. Apăsați butonul de like. Vreau toți acum, dacă ați ajuns până la momentul ăsta, apăsați pe butonul de like și scrieți în comentarii: am dat like. Ce să vă mai zic? Subscribe și ne vedem pe server. Uite cum alerg. Ce-ai zis? Uite cum alerg. Uite cum alergă. Și da, ne vedem pe server și pe Trovo. V-am salutat. Pa, pa.